După faptă și răsplată. Aceasta este zicala care li se potrivește greilor din fotbalul românesc, care după ani de procese în dosarul transferurilor au primit și verdictul, aceștia fiind condamnați la închisoare cu executare. Procurorii de la DNA i-au dat în judecată pe cei 8 grei ai fotbalului în legătură cu efectuarea unor transferuri ilegale ale unor jucători către cluburi de fotbal din străinătate. Sentința dată de judecători fiind cuprinsă între 3 ani și o lună și 6 ani și 4 luni. Bună ziua! Cum comentați faptul că greii din fotbalul românesc au fost condamnați la închisoare? Nu am nimic de zis, e problema lor. Credeți că au făcut bine că i-au închis? Aia numai justiția știe. Eu îi condamn pentru că nu a fost adevărul, adevăr numai. Pentru că s-au găsit ce au fost cu vânzările alea cu jucătorii și nu, au fost o mită aici care s-au dat și nu s-a știut nimeni de chestia asta. Și asta înseamnă merit numai, după merit. Altceva ce să zic. Dacă au fraudat statul, mi se pare normal. Se închide. Nu mă interesează. Păi dacă sunt vinovați, găsesc corect și normal ca cineva care este vinovat să plătească pentru faptele care... Asta o stabilește instanța, nu noi. Deci, dacă sunt vinovați, da, dacă nu... După faptă și răsplată, nu? Așa zic eu. Dacă s-a dovedit că au fost vinovați, foarte bine că i-au închis, nu? Până la urmă au adus un deficit bugetului de stat, din câte am auzit eu, nu? Așa mi se pare. Din care bugetarii poate sunt plătiți. Nu știu ce să zic. Poate că au avut dreptate justiția pe undeva. Că dacă pe un om simplu face niște mișcări, nu plătește ceva, automat aplică legea. Cum au fost și ei, că au spus că de ei nu se poate atinge nimeni. Că sunt oameni cu bani și vedeți că totuși s-au făcut dreptate, într-un fel. Dar cred că nu au făcut ei așa mare greșeală. Alții cred că au făcut și mai mare greșeală și nu sunt condamnați. Asta e părerea mea. Că i-au închis, n-au făcut bine. Putea să-i tragă la răspundere și altfel. Da, dar au cauzat un deficit mare în bugetul statului. De ce nu să li se confiscă averile? Pentru că de acolo le-au făcut. Nu? Eu eram mai de acord așa, nu? Că neapărat pentru orice să-l închizi pe om după gratis. Ce au făcut și cu becale. Ala au făcut mai mult bine în țara asta. Pentru mulți nenorociți. De ce l-au închis? Pentru faptul că au fost cu valiza și... Dar nu au făcut rău la nimeni. Acolo li loc la toți. Cum să-l comentez? Au fost judecători, au fost probe... Ce să comentez? Fiecăruia după faptă și răsplată. Așa mă gândesc, că e un lucru bun, e un lucru normal. Și să urmeze și ceilalți care nu s-au săturat de băgat mâna adânc în visteria oricui. Nu știu ce e acum în țara asta. Destul de rău. De ce? De ce nu meritau? Se duce fotbalul pe plută. Nu mai avem fotbal bun de aici încolo.